Aș vrea să fac un clip în oglindă, practic la clipul anterior, și să discut și despre alții care nu sunt luați în serios în lumea academică, cel puțin că ei fac același păcat al fundamentaliștilor. Și anume ei spun, dacă Biblia are o greșeală, totul este greșit în ea. Deci au perspectivă, probabil că sunt foști fundamentaliști sau dintr-o lume care e complet fundamentalistă și ei reflectă poziția aceasta. Iar înainte de toate, căutați al treilea templu în Wikipedia și o să vedeți acolo de ce exista o tradiție și o înțelegere foarte puternică în lumea evrească, din care făceau parte creștinii, cel puțin când s-a scris Evanghelia după Matei, în care templul trebuia să fie reconstruit. Și bineînțeles că motivul pentru care știm că nu există un al treilea templu este că după ce romanii le-au dat permisiunea evreilor, alți evrei, bineînțeles, s-au revoltat contra lui romanilor și romanii au fost puțin ofticați pentru că, uite, v-am făcut un favor, reconstruirea templului, dar acum voi o mai faceți încă o dată, vă luați cu căutați Mesia vostru violent. Și după aceea romanii iar au avut grijă să dea o lecție și una dintre lecții este că nu i-a lăsat pe evrei să stea în Ierusalim mai puțin, dacă nu mă înșel, o zi pe an și asta îl făcea impractic să poți construi un templu. Iar cu asta s-a clarificat al treilea templu și profeția lui Isus, ceea ce însemnând asta. Iar dacă facem pasul istoric, istoricii trebuie să stabilească ce este cel mai probabil ce s-a întâmplat. Iar afirmația lui Matei are sens în timpul, locul și cultura în care este azi. Deci nu este doar o discuție superficială, dar poți, istoricii creștini, să fim absolut clari, când se uită pe diferite afirmații, pot să construiască un model în care Matei este perfect pus acolo. Și partea care foarte des o aud la miticiști este, dar vezi că, uite, Iisus a greșit cu templul, că s-a reconstruit. Iisus nu mai este profet, sau este profet fals, sau nu mai poți fi creștin cu, pe seama asta. Și aceasta este o poziție absolut absurdă, zic eu. Deci, o problemă prima care o văd, chiar și evanghelicii o greșesc, este că atunci când se spune despre cineva că este profet, nu este înțelegerea de azi, anume că este ca și Nostradamus, care spune lucruri și ce ca să se întâmple. Un profet era pur și simplu un om ales de Dumnezeu. Și dacă nu știi, Iona nu spune profeții, practic, de exemplu. Și el este considerat profet. Sau Iosua, la fel, cred eu că nu apare, singura lui profeție este să știe să masacreze oamenii din jur. Dar scopul profetului nu era strict să profețească, ci să fie un om care spune din partea Domnului diferite lucruri. Și asta rezolvă și alte probleme care le-am auzit la alți ateiști, de genul cum de un profet poate să mintă din partea Domnului. Și voi lăsa discuția asta cu minciuna, dar dacă nu o știi, întreabă-ți pastorul, care probabil că știe și o să dea și apologetica de să-ți explice de ce poate să mintă sau că nu este o minciună, chiar nu știu cum ar să-ți spună. Dar profetul era un om, practic un mesager al lui Dumnezeu și atâta tot. Și nu înseamnă că profețiile lui sunt perfecte, deși poți să aștepți asta că este din partea Domnului, dar cu toate acestea, poziția asta miticistă bastardizează la fel de mult istoria, după mine, cum o bastardizează și un fundamentalist. Iar partea cea mai rea este că bineînțeles, dacă ai descalificat o jumătate dintr-o afirmație, asta cel puțin spune că
ce știau, virgulă, creștinii despre Isus în acel moment, combinat cu așteptările lor, erau că templul va fi reclădit. Nici măcar nu înseamnă, de exemplu, că Isus a făcut-o. Deci, istoric o zic și nu zic și logic. Dar că, virgulă, creștinii se așteptau la asta, cel puțin din vremea lui Matei. Și dacă faci aceeași analiză, ai să găsești tot felul de lucruri care sunt pline de istorie în Noul Testament. Și asta vreau să subliniez. Că sunt pline de istorie nu înseamnă că totul înseamnă că este istorie. De genul, Iisus a fost botezat și de cineva, gen Ioan Botezătorul, care îl putem înțelege istoric destul de bine. Și asta nu înseamnă că toate relatările cu botezul lui, cu Ioan Botezătorul, sunt istorice. Iar aici istoricii fac această separație. Dar este foarte ciudat cum ateii, care foarte mulți sunt la fel de aroganți ca și fundamentaliștii, nu observă o astfel de nuanță. Că istoricii pot să învețe și să facă o analiză și să separe practic propagandă, mituri, copiere de diferite tradiții sau texte, care clar nu este istoric chiar dacă ar copia dintr-un text considerat istoric, versus lucrurile care le poți extrage pentru că cineva le spune dezinteresat sau cu foarte puțin interes, și acest lucru poate să îți nuanțeze discuția istorică. Iar o astfel de analiză, de exemplu, dacă ai să citești despre al treilea templu, ai să înveți, între altele, și asta am aflat când mă uitam mai mult ca să fac analiza, de exemplu, cu al treilea templu sunt 10 martiri. Exact în perioada între al doilea templu și al treilea templu, deci între anul 70 și 132 de romani. Iar lucru care mie îmi sună amuzant, acum că am discutat destul de mult cu fundamentaliștii, este că cineva nu ar muri pentru o minciună. Și asta îmi spune că, cel puțin pentru acești creștini, este un argument bun să creadă acum în templu. Bineînțeles, este o ironie, sper că înțelegeți, dar ai să ai totdeauna de lucru de învățat dacă vezi o perspectivă mai nuanțată. Bun, asta este tot. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!